Potrivit legii, orice transport de lemn poate fi verificat atât în pădure cât și pe traseu în trafic. Cu ajutorul sistemului SUMAL, traseul pe care merge camionul de când pleacă din pădure și până la destinația finală este supravegheat prin GPS. Căutarea vize, căutarea act de punere în valoare, căutarea depozit, deci se pot face căutări, să mergem pe căutarea vize, suntem undeva în transport, avem număr de identificare în mijloc de transport. Odată cu începerea sezonului rece, s-au intensificat și tăierile de masă lemnoasă, inclusiv cele ilegale. Garda forestieră acționează pentru prevenirea tăierilor ilegale. În principal, ne concentrăm pe parchetele de exploatare, adică lemnul să nu iasă ilegal din pădure. Facem controle de exploatare, am intensificat controle de exploatare. Avem foarte multe acțiuni pe trasabilitatea lemnului. Mergem efectiv, verificăm transporturile de material lemnos împreună cu organele de poliție și jandarmerie. Suntem prezenți în depozitele de valorificare a materialului lemnoase ca și lemn de foc sau ca produs finit, cherestea și alte produse finite. Și în principal mergem pe prevenție. Angajații gărzii forestiere sunt cei care creează accesul pentru ocoalele silvice arondate, precum și pentru utilizatorii cu rolul de șef de ocol aferenți. Întreg parcursul lemnului, din momentul în care s-a primit avizul de tăiere și până la extragerea și încărcarea masei lemnoase în mijloacele de transport, poate fi urmărit cu ușurință de organele statului, dar și de activiști de mediu sau simpli cetățeni. Avem instrumentul acesta SUMAL 2.0, care este foarte bun și ne ajută să facem aceste verificări. Bineînțeles că mergem pe un plan cu zone de risc. Toate acestea le stabilim împreună cu, mai ales, controle pe trasabilitate și pe depozite împreună cu organele de poliție și cu jandarmeria. Sunt lucruri care trebuie știute până la urmă de fiecare cetățean. Deci ideea este pe următor: fiecare transport de materiale lemnoase trebuie să fie însoțit de un aviz, fie el în format hârtie sau în format electronic, în funcție de unde vine, de proveniență, și mai sunt niște reguli, dar ca principiu, deci fiecare transport trebuie să aibă o proveniență și un aviz. Cum apropierea iernii a pus la treabă și hoții de lemn, Garda Forestieră face verificări 24 de ore din 24. Mai mult, au fost prinși și pădurari pe picior greșit și au fost sancționați. Sunt tot felul de probleme, începând de la parchete cu, să spun așa, nu se emit avizele așa cum trebuie, nu se fac fotografiile la transport, nu se dă drumul la aplicație, deci sunt lucruri pe care noi le sancționăm, le urmărim. Zone din Prahova, ați avut probleme în ceea ce privește pădurarii? Ca principiu, zona, să spun, Văleni-Nimăneciu. Acolo în principiu sunt cele mai mari. Da, acolo mari probleme. Sunt probleme, deci acolo au apărut probleme. Nu pot să spun un nivel, nu este un nivel mare, adică nu este acest, dar ca principiu există mai ales neglijență în serviciu. Așa, facem acțiuni cu poliția în continuare. Cele mai multe nereguli în ceea ce privește depistarea de lemne tăiate ilegal, dar și pădurari care favorizează sustragerea de material lemnos, au fost descoperite în zona Vălenii de Munte și Măneciu.